Doamnelor și domnilor, onorat și distins auditoriu, în primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru onoarea deosebită pe care mi-o faceți de a mă invita la o discuție astăzi, această dezbatere sub patronajul al preasfinției sale, Arhiepiscopiei Tomisului, a Facultății de Teologie din cadrul Universității Ovidius, a Școlii Bârcoveanu, într-o epocă foarte, să spunem, buciumată, într-o perioadă a nesiguranței care caracterizează timpurile noastre și într-o epocă în care trăim veșnic într-o tautologie de asta, prezentului, cu tendința de a uita, să spunem, sau până într-un plan secundar chestiunile care țin de cultură, de istorie. Mă bucură foarte mult participarea la această dezbatere, care prin tematica ei, evocarea unor personalități de marcă, în primul rând începând cu omul total al culturii românești, Mihai Eminescu, dar cu alte figuri proeminente ale bisericii, Părintele Constantin Galeriu, cu Nichifor Crainic, cu generalul Titus Gârbea, la care mă voi referi cele ce urmează. Practic se subliniază importanța deosebită pe care acești stâlpi de bază ai societății românești, biserica și armata l-au avut în dezvoltarea istorică a neamului românesc. Deci este o nevoie de a repeta aceste chestiuni cu argumente convingătoare, cu argumente bazate pe documente de arhivă, pe fapte istorice. Și acum îmi face o deosebită plăcere să încep discuția despre o carte cu totul excepțională, care a apărut, nu pentru că aș fi eu și coparticipant la această lucrare, dar efectiv este rodul unei activități îndelungate a doi istorici, în principal primii care au intervievat, într-o perioadă destul de delicată, în anii 83-85 ai secolului trecut, un personaj fascinant, care prin îndelungata sa viață de 105 ani și 3 luni a fost poate cel mai emblematic militar al armatei române de perioada contemporană. Am avut bucuria să am și eu anumite, să spun, referințe despre domnia sa, despre generalul Titus Gârbea, încă din anii, din secolul trecut, pentru că eu știu că după ce a început acel curs al independenței relative, cât a existat în România comunistă, el a fost consultat și a fost foarte bine apreciat, prețuit prin ceea ce știa și îndemnat să scrie memorii, să scrie documente, să folosit în activitatea istoriografică și nu numai, chiar și în pregătirea atașaților militari care plecau la post în zonele unde el activase. E vorba în general de spații germanice, de țările baltice. Aceștia consultau în mod sistematic generalul Titus Gârbea, care le dea sfaturi prețioase. Deci era, o să spun că acest om era apreciat și în acea perioadă, într-o anumită epocă și în un context istoric. Sigur că a avut și avatarurile exploatării și asupririi din perioada stalinistă, dar asta este o altă chestiune. Cartea aceasta conține un interviu de o importanță colosală, în opinia mea, pentru că este vorba despre niște întrebări foarte bine țintite, foarte punctuale și foarte, foarte curajoase pentru acea perioadă, cu privire la activitatea sa în decursul întregii cariere de ofițer activ, operațional în armata română, diverse eșaloane ale structurilor militare, începând la gradul de sublocotenent, după absolvirea școlii militare între 1913-1915, a fost combatant în primul război mondial, începând cu gradul de sublocotenent, s-a remarcat prin fapte deosebite de arme acolo în respingerea contraofensivei germane în timpul campaniei între 1916, în zona asta de Baștin în general. El este, fac menționare, are și o ascendență deosebită interesantă. Este după tatăl descendent din Tudor Vladimirescu, din pandurii lui Tudor Vladimirescu, chestiunea care se mândrea, și după mama din familia unui preot din Făgăraș. Deci era aveau, să spunem așa, o dublă determinare să fie patriot și în aceste considerente din toate poveștile și acele reale care le-a ascultat în familie. De a fi și descendenții lui au avut, chiar și el, numele lui de Titus este nume roman, dat de părinții lui, ca așa, pe linie maternă, pentru că adelenii aveau obiceiul să-și dea nume latine. Exact, să nu fie maghiarizați. Și unul din nepoții săi, tot la succestia lui, Horia Gârbea, care ne face o onoare deosebită, este o personalitate a lumii scriitoricești, este președintele filialei București a Uniunii Scriitorilor, care face onoarea să prezintă un cuvânt înainte această lucrare și să susțină cartea. De asemenea, tot așa, numele lui Horia Marlu, erou transilvanean cunoscut. Titus Gârbea a cunoscut foarte multe lume, foarte multe lucruri despre care el a informat, adică în afară de activitatea asta de comandant la diverse eșaloane ale armatei, în primul război mondial, a fost profesor la Școala Superioară de Război, a fost diplomat, mai întâi a fost în perioada interbelică în anii 30 în Elveția, în Olanda, în Germania, apoi în timpul războiului a fost în Germania, în țările Baltice. Și sigur că a devenit misiuni de o importanță deosebită încă din acea perioadă. Aș vrea să mă refer mai mult la rolul pe care l-a avut în calitate de om de legătură între mare stat major al armatei române în primul război, în al doilea război mondial, și organismele de conducere ale armatei celui de-al treilea Reich, Oberkommando des Heeres și Oberkommando der Wehrmacht, deci era comandantul superior al Wehrmachtului și ale armatei de uscat. Și el a avut ocazia să aibă, deci, o legătură în afară cu generalul mareșalul Ion Antonescu, directă, cu mari comandanți de armate ai României, da? În campania de răsărit. Dumitrescu, cu Ioan Dumitrachi, cu toți comandanții care au fost în această perioadă și despre care prezintă portrete foarte interesante în acest interviu. De asemenea, despre comandanții armatei germane, Alfred Jodl, despre Guterian, despre Keitel, despre Eric von Schobert, despre Gerstenberg, și Frisner și ceilalți care au fost colaborat cu armata română. Reiese cu prisosință un lucru foarte important, că în 1941, părere pe care o împărtășesc pe deplin, România nu avea decât o singură opțiune posibilă pentru acea situație. Soluția germană, deci de a merge în război alături de armata celor de-al treilea Reich, era singura posibilă în acel moment. Era o opțiune și o decizie care a întâmpinat un entuziasm și o aprobare quasi unanimă a societății românești. Mai puțin în cercurile unor, să spunem, partide sau care nu se aveau interesul național, Partidul Comunist în acea vreme și alte entități politice care nu se solicitau coordonatele interesului național. Și cel puțin până la eliberarea Basarabiei și a nordului Bucovinii, teritorii care fuseseră răpite cu un an înainte, în urma ultimatumului cunoscute din iunie 40, armata română în această acțiune, această operațiune de eliberare a acestor teritorii s-a bucurat de un asentiment total al societății românești. Și aș spune că era o îndreptățire conferite și de către forțele și de către forurile internaționale, cumva, pentru că, în fond, a fost un răspuns la actul de rapt teritorial din iunie 40. Problema după Nistru este o altă chestiune, asta a depins foarte mult, este, istoria va, cumva, încă e o problemă încă disputată, controversată. Sigur, nici nu se poate pune problema că armata română putea să sta impasibil în acele momente. De fapt, acum se știe foarte bine că o reacție poate fi fost bună, contrafactual vorbind, deși istoricii nu acordează asemenea perspective, un răspuns poate să fi impus chiar în iunie 1940, poate curatul. Chiar Florin Constantinul spunea că conștiința națională ar fi fost cu totul altfel, chiar dacă, indiferent care a fost situația, dar măcar o ripostă, o poziție simbolică s-ar fi impusă. Deci, soluția germană în 1941 era singura posibilă, precum soluția sovietică în 1944, de asemenea, ne rămăsese singura posibilă, în condițiile în care armata română avea potențialul ei, atât cât era, noi trebuie să ne urmărim interesul nostru permanent și asta o sublinează cu prisosință Titus Gârbea și el a făcut-o într-o manieră deosebit de abilă și foarte, foarte eficientă pentru vremuri respective. Vreau să spun că, spre deosebire de armata celor de-al treilea Reich, care servea scopurile unei puteri mondiale cu aspirații de supremație globală, știi, Germania asta avea, de fapt, să stăpânească lumea, România avea scopul de sale, avea războiul său, cum spune Gârbea, războiul nostru nu era războiul nemților. Noi am fost alături de ei pentru a ne atinge interesul național în condițiile arătate. El arată niște detalii foarte relevante în care spune că nici românii și comandanții armate se serveau de hărțile germane, care erau foarte bine pregătiți în aceste aspecte. Noi nu aveam nici lucrurile acestea, pentru că nu aveam pregătirea și nici nu ne propusesem așa ceva, să lupte armata română la Cotul Donului sau la Stalingrad. Sigur că au fost condițiile care se știu, cu frângerea de la Stalingrad, cotitura majoră în cursul războiului și pierderile uriașe care au fost atunci de militari, cu sacrificiile enorme și care au dus în cele de urmă la dezastru armatei germane și sigur că întoarcerea anelor produsă la 23 august, în condițiile cunoscute. Vreau să vă spun un lucru foarte pe care pentru că este o dezbatere la care participă și oameni din Sfinția sa, din Doamna Bisericii și vreau să spun că Titus Gârbea relatează niște lucruri foarte, foarte interesante, relevante și aș vrea să dau câteva mărturii care să cuprinsă în volum. Despre faptul că atitudinea armatei române față de armata sovietică, dar și față de populația locală, nu a fost așa de aspră ca armatei germane. Soldații noștri, arată Gârbea, care oricât am spune sunt credincioși și au sentimentul religios, se înțelegeau cu populația rusă care era încă pravoslavnică. Deci era o perioadă comunistă. De aceea, în momentele grele, populația rusească ajutară nemții și soldații noștri când aveau nevoie de hrană sau de adăpost. Deși, vai de mama lor, în ce condiții trăiau și ei. Din partea acestei populații, vedeam uneori câte un gest de prietenie, fie o bucată de pâine sau un adăpost. Și viceversa, soldații noștri de multe ori din ceea ce primeau, împărțeau copiilor și populației. Gârbea povestește că pentru populația locală, generalul Gheorghe Avramescu a înființat o cantină și în fiecare zi îi se dădea rușilor câte o ciorbă suculentă de carne și legume pe care le recoltau chiar prin populația rusească. Despre acest lucru s-a aflat la Comandamentul Suprem Sovietic și la radio s-au transmis mulțumiri acestui general Avramescu și tuturor celor care s-au purtat ca atare. Locuitorii ruși ne-au cerut, apoi dacă nu putem să le facem o biserică. Și le-am deschis câte o casă de rugăciuni la care fiecare a venit cu icoanele ascunse și s-a făcut un serviciu la care însă n-aveam mir și nici tămâie. Am cerut de la Patriarhie mir, care ne-a fost trimis cu avionul ce venea în fiecare zi de la București. Asta înseamnă că relațiile erau foarte bune și când germanii au aflat de acest lucru, mulți dintre ei, mai scorsoși, au crezut că noi ne dăm coate cu sovietici. Dar comandantul suprem, Ion Antonescu, a spus că nu, lăsați că asta este politica cea mai bună. De aceea noi nu aveam partizani aici, în regiunea noastră. Foarte relevant pentru atitudinea umană și, să spunem, de comuniune pravoslavnică, religioasă pe care o avea soldații români față de populația locală, pentru că nu avea nicio vină din Uniunea Sovietică. Sunt multe lucruri în acest volum. El, Gârbea, totdeauna a urmat interesul național, odată cu actul de la 23 august, despre care au știut, pentru că în acele momente se impunea o astfel de atitudine, o astfel de abordare, poate că ar fi fost, dacă exista un armistițiu negociat, poate lucrurile trebuia să fie produse un pic mai devreme, dar asta e altă problemă. El a fost angajat după aia, cu toate forțele sale, în riposta de eliberare a teritoriului României. Foarte important, el a fost în primul rând în zona asta unde era originar, în Tismana. Tismana, la mănăstirea Tismana, în grotele de acolo, a fost dus și adăpostit tezaurul României, care a fost pus și zidit în aceste grote, și Gârbea a fost comandantul forțelor armate care au protejat atunci tezaurul care era atunci, se afla în aceste condiții. Era și o parte a tezaurului polonez, o parte care mai rămăsese, da, care a fost după aia restituit statului polon. Deci el a fost unul din oamenii, din militarii cu o carieră, aș zice, exemplară, emblematică pentru un militar complet, să spunem, un militar de nivel, de șalon superior, complet al armatei române în toate marile momente, atât de război cât și de pace în perioada contemporană. De asta, poate în 1930, de când se avea în armată, până când a murit. A murit în 1998. Eu am avut bucuria să ascult și în ultimii ani de viață, pentru că era unul dintre cei mai activi vorbitori la evenimentele ocazionate de aniversarea unor zile mari ale României, zile naționale. Primul, la 27 martie, venea de fiecare dată la cercul militar și unde era invitat și vorbea despre unirea Basarabiei, despre rolul pe care l-a avut el în unificarea militară Basarabia, pentru că a fost în anii 20 acolo, a avut un rol în pacificarea și liniștirea populației locale, au povestit niște lucruri fabulos de interesante. Și la 1 decembrie, la 28 noiembrie, ziua Bucovinei, deci era foarte, foarte activ până în ziua care a murit. Interviul este, așa zic, o ocazie extraordinară de a reaminti nu numai despre personalitatea generalului Titus Gârbea, ci despre întreaga istorie contemporană a României. Aduce o serie de lămuriri despre probleme sensibile, deosebite de importante, de unele controversate, a întregii evoluții istorice a României în perioada modernă și contemporană. Este o reușită deosebită a istoriografiei române, este sigur și un merit al Institutului Național pentru studiu totalitarismului, care a editat sub egida sa această lucrare deosebită și sperăm să fie receptată pe măsură și în mediile academice, în mediile... se adresează atât specialiștilor, cercetătorilor, cât și publicului larg. Sigur că la o astfel de discuție putem acum extinde, să spunem, o dezbatere despre ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Eu am avut ocazia să mă ocup un pic de problemele acestea ale spațiului CSI, în activitatea mea de diplomat, în Centrala Ministerului de Externe, dar și ca diplomat în post la Varșovia, în urmă de 5 ani, acum 27 de ani, deci în 96-2001, am cunoscut foarte multe figuri de seamă, mă rog, între alte seamă, că vă dau un exemplu, un fost ministru de externe care a fost de curând în Ucraina, nu știu ce o face acum, este ambasadorul Ucrainei la Varșovia, a fost retrimis la post, dar am cunoscut în perioada aceea, era consider ca și mine, în post Andrei Deschiziari. Aveam discuții atunci cu tratatul faimos din 97, erau niște chestiuni mai rugoase, așa, mă rog. Dar o să spun că e o perioadă în care se derulează lucruri cu totul istorice, de noi. Știu și despre rolul pe care Polonia și l-a asumat încă de la începutul anului 90 pentru europenizarea Ucrainei. Eram în post când în 1997 a apărut faimoasa lucrare a lui Zbigniew Jeziński. A fost consilierul lui Jimmy Carte și unul dintre profesori universitari, de o suprafață intelectuală deosebită. și care vorbea și îndemna și a avut discuții pe lângă această carte, a fost dezbateri în publicistica poloneză, în academică și cea de toate zile, așa, cu privire la rolul pe care Polonia îl are în europenizarea Ucrainei. Atunci au apărut și acele inițiative, dacă vă amintiți, cu trilaterale, România, Polonia, Ucraina, pe care am discutat inclusiv acest ulterior ministru de Justiție, care avea păreri foarte interesante despre rolul al Poloniei, dar și al României. Deci lucrurile acestea s-au dezvoltat în timp. Despre ce se întâmplă acum, vreau să spun că erau indicii încă de acum 30 de ani, după ce a apărut statul independent ucrainean, despre criza identitară a statului ucrainean se știa de atunci. Se vorbea intens despre lucrurile astea, despre faptul că Ucraina este un stat, practic, făcut un pic forțat, artificial, din teritorii care nu aparțineau, pentru că nu a avut o dezvoltare istorică de sine stătătoare decât pe perioade episodice în istoria zonei. Sigur, sunt controverse deosebite acum și în plan istoriografic. Important de ce se va întâmpla de acum înainte. Cred că lucrurile nu se vor liniști într-o perioadă previzibilă. Important este să nu ne afecteze pe noi în ceea ce privește liniștea și pacea, pentru că astea sunt obiectivele supreme ale tuturor. Cred că și nu ne revine un rol important, având în vedere și poziția geografică, vecinătatea cu aceste zone. Suntem cu tot timpul spre Moldova, acolo iar sunt niște lucruri destul de preocupante, îngrijorătoare, să întâmplă chiar și zile trecute. Au fost niște lucruri, am fost și acolo de mai multe ori, nu la perioadă mai de mult. Acum, dacă sunt întrebări și lucruri pe care am dorit să le dezvoltăm, cu mare drag. Care punem la urmă. Da. Cum doriți? Dacă îmi permiteți o întrebare... Lăsăm la urmă, vă rog, nu intrăm, ca să nu încurcăm. Dacă e să meargă direct cu... Da, bun. Facem la urmă ca să le putem epuiza cele două subiecte și la urmă o să fie o discuție. Așa consider că e bine. Da, e bine. Orice vor fi concedate, pentru că cele mai actuale probleme sunt ale tale din toate astea care discutăm aici. Bine, am început cu... Rămâneți în formă. Da. Da, vă mulțumesc la domnul pentru atenție și așteptăm...